Oh, guys, vreau să fac un pic curat pe aici. E dezastru. Dat un pic pe aici pe bord. N-am mai făcut aici o chestie. No, v-am zis că mi-am lipit asta și m-am mai pus aici un steguleț. Fine. No, cum vi se pare? Se vede destul de fain ăștia. Așa arată. Steagul Elveției. Și mă gândeam că arată fain. Mai merg și prin Elveția când și când, mai rar, dar merg și pe acolo. Bă, un pic așa cât de cât, știi? Dar nu pot să stau, frate, când e mizerie, nu pot să stau. Trebuia să iau o perie, să dau cu ceva perie pe aici. Asta e mocheta care trebuie să o spăl. Mocheta care o pun pe aici, pe jos. Să dau un pic pe ăsta. Trebuie să merg să mă tun, mă, băieți. Am un păr. Vai, mama mea. Să terminăm o dată cu căratul ăsta și să mă apuc o dată de lucru. Am mai fost astăzi o tură, am mai adus ultimile birouri de acolo. Au zis că rămân acolo, până la urmă a trebuit să le aducem aici. La noul sediu. Nu-mi place mult când e mizerie, nu-mi place, nu mă simt confortabil deloc. O să mă iau de aici o cărpă. Mov. Super color. N-am preșuri la mașini, nici l-am comandat. Dacă țin tot timpul mochetă, rog, aproape tot timpul. Zic că n-are rost să mai dăm bani și pe preșuri. No, aici ideea e că toate astea care le vedeți, fostul proprietar trebuie să vină să și le ia. Și tot vine de o săptămână. Cecana asta n-am spălat-o, am luat-o de acasă. Atâta lucruri am cărat de acasă, că mai mult am în mașină decât în casă. Jegușenie. Aici. De când am început să conduc de sculț, vă spun sincer că îmi este incomod să conduc încălțat. Și când mergem undeva, o rog pe soția mea de multe ori să conducă, dacă are chef. M-am dezobișnuit. Anul trecut când am fost la mare, am condus, dar am condus de sculț. Deci pur și simplu nu mai pot să conduc așa încălțat. Cred că e cu minus, frate, că văd că îngheață chestiile pe aici. Nu, no, un picuț, așa cât de cât, știi? Asta trebuie să aruncate la gunoi. Ce mă tot aici.
Nu, no, ce e cu fumul ăla pe acolo? Cauciucuri, tot felul de drăcii, de chestii. Oh, am făcut puțin ordine. Bine că am avut ceva timp să ne ocupăm de chestia aia. Nu, no, lăsăm așa un pic să se erisească. Hai, ferească, Dumnezeu. Pardon. Știi ce fac? Că acum m-am adus iar aminte. Băi, am tot sunat la ăștia, la Ford, la Sânicoara. Și mă tot amână. Îți dai seama, de pe 15 decembrie trebuia să le vină piesa aia și nici acum nu a venit. Mă. Păi dă încolo de piesă. E 11. În 11 suntem azi. Nu, mă, cum îl cheamă pe ăsta? Habar n-am, hai să mă uit aici. Bogdan. Da. Să sunăm pe domn Bogdan de la Ford. De ce zice? Dacă răspunde. Alo, da? Alo, bună ziua, domnul Bogdan. Vali, sunt de la Termo Express. Cu Cluj, da. 19, Texul, cu aerul. Cu film. Da, vom să fiți. Alea, cred că s-a vopsit și pe față, că trebuie vopsit de traversa aia. Puteți veni, nu știu când să veniți mâine. Acum, asta nu aveți timp venit. Aș putea veni mâine de dimineață? Da, 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 haideți. Super, mulțumesc frumos. Bine, vă aștept, la revedere. Mersi frumos, la revedere. La revedere. Nu, no, băieți, n-ai să crezi. Yeah! Mergem să punem. Ce, o zis el de traversă că trebuie vopsită. Sub bar aici este o traversă. Și aia trebuie vopsită. Să punem proiectorul și să reglăm chestia aia cu aerul. Deci îmi stă pe suflet consumul. Deci vreau să văd dacă scade consumul. Deci am un consum extraordinar, știți prea bine. E prea mare, dă-l recu, 14%, ești nebun la cap. E enorm de mult, enorm, enorm. E, mergem mâine încolo, super. Super, super. Bă, ce dracu ars acolo, mă, ce-a la foc? Nu știu. În sfârșit. Asta trebuie să o duc în casă. Nu stai aici. Mă opresc să mă tund. Să mă și berberesc, că am o barbă mai berberit de 2 săptămâni. De obicei nu prea stau eu așa neberberit. Dar am vrut să terminăm o dată cu circul ăsta. Close. Yeah. No, mă bucur că mâine pot să ajung la Ford să-mi schimbe chestia aia. Așadar și prin urmare, să-mi stingă și beculețul ăla. Tiki tiki riki. Am în plan să mai facem un live. Până aici. Nu știu când o să fie exact, dar o să anunț din timp. Pentru că mi-ați scris foarte mulți acolo că n-ați știut și nu ați putut interveni pe live. 34%, ok. Oh, guys, cam asta e. Mai povestim.